Salutare la băieți! Iată că am venit la showroom-ul Țiriac Autorulate, să-mi pun și masca, că e obligatorie, să filmăm un nou episod de car review pentru o mașină second hand. Nu știu ce mașină este, tot timpul e o surpriză pentru noi, sper să fie Mustang-ul ăsta, că e roșu, e mișto, e sport. Noi am mai mers cu Mustang, costă doar 26.900 mașina asta aici, dar nu despre asta vorbim, hai să vedem ce ne dau băieți. Da, avem cheia. Deci, cum vă spuneam, băieții astăzi de la Țiriac Autorulate ne-au dat un BMW. Că, na, e prea mult Mercedes content și să vorbim și despre BMW. Toată lumea are, toată lumea îl conduce, că e seria 5, că e seria 3, că e seria 7 mai puțin, dar, în sfârșit, toată lumea știe BMW. Nu? Adică este ca o emblemă în România, să spunem. Aș vrea să vă vorbesc puțin, înainte să vă povestesc despre mașina asta, aș vrea să vă povestesc despre avantajele achiziționării unei mașini de la Țiriac Autorulate. Aveți avantajul că primiți o mașină second hand verificată în rețeaua Țiriac Autorulate. Aveți avantajul că primiți o garanție de până la 12 luni la o mașină rulată. Aveți avantajul că o puteți lua în leasing sau credit auto, adică în rate. Mai puțin că n-avem toți banii grămadă, că știți cum suntem noi cu investițiile, n-avem lichidități, avem totul în proprietăți și în mașini și atunci e mai greu cu cash flow-ul, ca să zic așa, dar aveți avantajul că aici o puteți lua în leasing sau în rate, v-am spus, tot aia e, să zicem, și mai aveți marele avantaj că oamenii ăștia nu pleacă nicăieri. Deci dacă luați o mașină de aici, nu există să sunați la telefon și să vă dea ton de ocupat, cum se întâmplă de la ceilalți oameni care vând mașini de genul ăsta. Puteți să o livrați, dacă sunteți din alt oraș, la toate locațiile Țiriac Autorulate din țară. O grămadă de avantaje care, mai mult ca sigur, le găsiți și pe site-ul lor, dacă vă interesează toate avantajele achiziționării unei mașini de la Țiriac Autorulate. Și acum să ne întoarcem la acest BMW, care are doar 56.000 de kilometri, este din 2016, este 530 diesel, baby, biturbo, așa, și, nu, trebuie să intru puțin în rol, că altfel nu mă înțeleg proprietarii de BMW, adică o să se uite la mine și zic, ce vorbiți la mă, chineză, ești nebun? Da, biturbo, tati, 3 litri, cum ne place nouă, pe diesel, să consume puțin, să-ți faci treaba cu ea, și 258 de cai putere, am vrut să zic 260, dar după am zis, mamă, intră ăia și mă comentează că n-am zis corect. Oricum, voi când vă uitați la noi, fiți foarte atenți la lucrurile care apar așa, prin colțul ecranului, pe dedesubt, pe sub banchetă, pe sub, știi că ăsta este premiul YouTuberului. Fiecare YouTuber care consumă YouTube, când se uită la niște clipuri, ale mele sau ale oricărui om care postează pe YouTube, caută el să vadă izmana murdară din colțul ecranului, deci nu vă lipsiți de această preocupare și căutați și în acest material, că noi mai punem lucruri, repet, prin colțul ecranului. Să vorbim despre partea frontală a acestui BMW Serie 5, pe care probabil majoritatea oamenilor știți, îl cunoașteți, l-ați văzut în trafic sau parcat lângă dumneavoastră la mall. Am vrut să zic pe loc de handicapat. Noroc că m-am abținut. Da, bun. Eu v-am spus, am o teorie, dar nu mai discut despre asta. Aș vinde permise de oameni cu handicap 10.000 de europan ca să poată să parcheze oamenii liniștiți și să câștige și statul ceva. Da, până ajung eu dictator, mai e. Revenind la partea frontală, avem faruri cu xenon. Angel Eyes-ul clasic pe care îl știți este cu lumină LED de zi. Nasul, cel mai controversat nas acum la ora actuală, că au schimbat oamenii, au făcut, au pus grile, e ok. E la locul lui, e ok. Respiră bine, n-are probleme cu alergiile ca mine, cum am în perioada asta de tot curge nasul și așa mai departe. Partea frontală, nu aș avea să vă spun foarte multe lucruri despre designul, aș spune, conservator al acestui Serie 5, că ați văzut ce se întâmplă în viitor. Probabil când o să facem review-uri de Serie 4 sau M3-ul nou, o să discutăm de grile, designul și așa mai departe, cum motorul, cum cai, bă, frate, cei 258 de cai au nevoie de aer, știți? Reclama aia când sunt cai acolo și te uite ei pe aici. Ce faceți, cai? Hello, cai! Hello! Da, văd că are și niște jaluzele care se închid iarna, deci nu mai e cazul să punem carton în fața radiatorului.
Hai să prezentăm motorul, dacă toți sunt în față aici. Avem mare noroc, vreau să vă spun o chestie, iarăși vă învăț. La acest BMW nu este necesar să tragi de clapetă de două ori pentru a se deschide capota. Are siguranță și este foarte intuitivă, plus că fiind o mașină din clasa premium, avem amortizor la capot. Luxa întâia, cum ar zice Daniel. BMW Twin Power Turbo, frate. Adică în momentul în care ți-ai luat mașina asta și te-ai dus la tine acolo, am vrut să zic în sat, dar m-am abținut și de data asta, poți să te duci și la oraș, că, Doamne ferește, nu-i problemă, în spatele blocului și vin băieții, băieții cu care ai copilăt, haideți fraților, veniți încoa, ha! Ia vezi cum e, ce are fratele tău aici? Twin Turbo, baby? Twin Turbo! Adică două turbine, frate, adică face haos, 258 de cai, dacă faci și soft, cred că face 300! Adică, ți se umple gura altfel când zici, 300! Câți cai ai, frățioare? 300! Nu, 250, îți dai seama, 250, 300, soft și aia e. Mare probleme cu softul, garanția se pierde, mare atenție, da? Steluța de la garanție, un an, 12 luni sau 15.000 de kilometri. Asta am uitat să spun, dar nu era în avantajul nostru, am lăsat-o și eu mai la sfârșit, că voi vă uitați la început, pa, 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 dau click, buy, pe site, intru, ați luat BMW-ul și nu mai știți de 15.000, că nu v-ați uitat până aici. Oricum, asta este treaba, toată treaba pe care o aveți voi aici la motor, în afară de faptul că vă lăudați că scrie Twin Turbo pe capacul ăsta de plastic. Sper că observați jargonul cu păși, cu dă, că e București, că e. Așa, puteți să umplați aici la spălătorul de farsă, umplați, umplați. Știi pe umpluți, umplați? Umblă pe aici, pe la motor, niște băieți mici. Repară mașina noaptea când o lăsați voi parcat. Bun, o informație utilă din punctul meu de vedere este că atunci când rămâneți fără baterie, dacă, Doamne ferește, se întâmplă iarna să rămâneți fără baterie, aveți aici o bornă de plus. Adică nu trebuie să stați să căutați bateria, să-i dați curent, aveți o bornă de plus, puneți cleștele pe ea și unul pe masă. Mare atenție, aveți aici un șurub, de exemplu, să nu puneți pe ceva, să se așa și dați curent. Super tare, este, mă. Top. Nu s-a închis ca nouă, la 56.000. Haideți să vorbim despre lateral. Care îl preferi, stânga sau pe dreapta? Ia zi, mă, ne-am ajuns, suntem pe cai mari, de aia de tracțiune. Știi cai mari de tracțiune? De aia cu, știi, cu multă blană la copite acolo. Ce-ai făcut, băbiță? Nu mai merge? N-are nimic, exact asta vreau să facem. Haide, mă, vină pe partea asta. Bun, deci am ajuns pe cai mari, avem platformă din asta care se rotește din telecomandă. Vă dați seama cât de sus suntem. Bun. Tada! Aceasta este laterala frumosului BMW seria 5, al cărui cod de caroserie nu vine acum în cap, dar sunt ferm convins că voi în comentarii pe YouTube mă veți ajuta să-mi spuneți cum se numește caroseria. Avem mașina dotată cu anvelope cu steluță. O fi 4x4, mă? Nu cred că e 4x4. Adică revenim la chestia asta, dar eu zic că nu e 4x4 și aș vrea să nu vă plictisesc cu jantele și dimensiunea anvelopelor și așa mai departe, să vă povestesc o secundă, chiar dacă Marius nu e de acord și așa, despre anvelopele cu steluță de la BMW. Mare atenție, dacă conduceți un BMW care are un sistem de tracțiune integrală sau cum vreți voi să-i ziceți, X-Drive și așa mai departe, anvelopele pe care trebuie să le folosiți, pe lângă faptul că trebuie să țineți cont de dimensiunile cu care mașina a venit din fabrică, trebuie să aibă steluță desenată pe ele. Dacă anvelopele nu au steluță desenată pe ele, cutia de transfer va da șocuri și este scumpă rău de tot. Deci, mare atenție, anvelopele trebuie să aibă această steluță desenată pe ele ca să fie special destinate mașinilor marca BMW cu tracțiune X-Drive. Mulțumesc, Daniel, pentru pont. Gratis. Mergem mai departe. Asta a fost publicitate. Bun. Acesta este lateralul. Culoarea este superbă, din punctul meu de vedere. Îmi place mult. Nu trebuie să aveți aceleași gusturi cu mine, Doamne ferește. Nici nu sunt definiția mașinilor corecte pe stradă, dar, din punctul meu de vedere, culoarea este o culoare specială. Nu avem atât argintiu și negru cum vedem pe străzile din București și nu numai. Mașina este dotată cu trapă din sticlă. Keyless entry. Keyless entry, e o șmecherie, adică mașina se descuie automat cu cheia în buzunar și se și încuie la doar o trecere pe mânerul ușii. Atât de simplu. Hai să vedem interior. Frumos. Negru, sobru, fără prea multe complicații de nuanțe, de alegeri, de culoare, de interior, de piele, cusătură și așa mai departe. E negru simplu, piele solidă, mi se pare solidă.
cum arată ea, așa ca și textură, mi se pare foarte rezistentă. Repet, este foarte important să vă uitați la aceste mașini când noi facem review pentru ele, pe lângă generalitățile modelului, este foarte important să vedeți cum s-a păstrat mașina asta. Cum s-a păstrat? De ce am zis că are 56.000 când eu văd că are 52.000? În sfârșit, 52.000, bonus de la Daniel, 4.000 de kilometri la mașina asta. Bun, să vă povestesc puțin despre interior. Fețele de uși sunt îmbrăcate în piele, destul de generos, chiar și pe mâneri, chiar și pe locașul acesta de unde se deschide ușa, toate geamurile electrice, volanul îmbrăcat în piele cu padele și multifuncțional și toate cele, interiorul piano black, în scaun se stă foarte bine, sunt cu reglaj pe înălțime, reglajul spătarului, reglajul lombarului, este electric, nu știu cum este și în dreapta, dar o să vă spun imediat în timp ce conducem mașina. Funcțiile pentru climă foarte bine definite, funcțiile pentru radio CD iarăși foarte bine definite, un singur display aici, Doamne, deja când ajung în mașini din astăzi 2016 cu un singur display, mă simt așa bine, înainte mă speriam de atâtea butoane, acum deja asta mi se pare o mașină clasică, după ce am condus mașinile alea electrice, Doamne ferește. Bun, avem funcția comandă aici pe care o știți toți posesorii de BMW, de unde putem să schimbăm foarte ușor, să intrăm în toate meniurile și submeniurile mașinii. Scrumieră generoasă care ascunde două suporturi de pahare, că oamenii nu sunt fumători, dar avem și aici o scrumieră mică pentru fumători mai mici. Știți că oamenii care... Așa, bun, în sfârșit, cutia de viteză automată, funcțiile stilului de condus, senzor de parcare, hill descent control, trapă, baby, trapă. Altă viață, ești nebun. Electrice și bedah. Și ești german, ești prost. Și mai dai o dată și se deschide și dânsa. Culmea, chiar funcționează. Deci n-aveți ce să-mi ziceți. Simți cum intră soarele pe mine? Parcă a căzut altă lumină. Nu trebuie să schimb polarizarea? Nu? Mamă. Bine, eu acum, sincer, am poziția de BMW aici. O vedeți? Dar e construită pe mine. Adică n-ai cum. Asta e. Încheietura pe volan. Asta așa ca să le arăți oamenilor că tu ai scaunul reglat potrivit. De-aia mergi cu încheietura pe volan. Că așa se verifică. Bine, umărul trebuie să fie lipit de spătar. Dar n-are legătură. Încheietura e pe volan și mergi. Și te uiți. Și stânga. Și dreapta, și cotiera, și când te uiți din spate, capul tău e pe mijloc, știi, o să creadă lumea că conduce un copil de aici, de pe cotieră, știi, se joacă de... Dar nu, e capul tău, ești singur în mașină și aia, pac, și mergi și faci. Da, hai în spate să vedem. Bun! Mă urcai, maică, vorba aia, mă urcai aici în spate. Repet, scaunul față este dat foarte în spate, eu am un 87, deja acum scut tupeu. Am zis un 85, un 84, un 87, fratii meu. Avem aici o scobitură frumoasă pentru iluminarea în interior, putem să aprindem, avem trei lumini în spate. Stau foarte bine aici, îmi pun și centura, mi-e frică că e BMW și ăsta fuge de cur. Știi vorba aia? Nu fuge, că are ESP, are toate sistemele, stați liniștiți, e tot în regulă și acum mai nou, nu că mai nou, de 15 ani au apărut și gumele de iarnă. Zice lumea că de ce s-a rogat? Păi că aveam Mercedes pe vremea când nu existau gume de iarnă. Asta să scoți că nu e bun. Cotiera spate cu spațiu de depozitare foarte generos, iarăși pentru foarte multe acte. Suportul de pahare, mă sparge suporte tare rău, ca toate mașinile suporturile astea de pahare, nu știu, pasiunea mea, nu știu de ce. Așa, avem suport pentru două pahare în spate. Mare atenție, banchetă încălzită spate. Iarna. Altceva când iei fetele de la Culba 5 dimineața, nu? Spații de depozitare pentru telefoanele lor să le uite aici, că eu aveam un prieten care se bucura foarte tare când se întâmpla asta. Și aici avem și o... Avem acces în portbagaj. V-am spus, ăsta nu e niciodată pentru schiuri, este întotdeauna pentru iubita, soția, prietena, amanta ta, căreia îi se face foame în timpul mersului, tot timpul, și lucrurile sunt în portbagaj. Du-te, bagă-te pe acolo. În general se bagă toate pe aici. Dacă mai rămân și blocate, bonus pentru voi. Nu mai stăm, nu? Hai să mergem să... Lat. A, portbagajul. Testul portbagajului. Haide. Vorbim de partea din spate, unde avem stopurile, cum le știți, foarte frumoase, un design extraordinar. Atenție, că avem tipsuri la tobă, ceea ce înseamnă sport. Nu sunt false, nu sunt puse de design, nu au nu știu ce, nu sunt integrate în bară. Cu toate că mașina e diesel, vine cu tipsurile astea sport, ceea ce este foarte interesant. Mare atenție la cheie, mare atenție la cheie când te duci în spatele blocului, bam, bam, și le zici la băieți, atenție! Enterprise. Și pentru că tot mi-ați cerut testul căruțului,
Bă, testul căruțului nu mai e, că ai niște s-au făcut mari sau al meu s-a însurat, niște, bă, la facultatea lui Marius, în America. În sfârșit, contează, avem o geantă, o geantă de scule pe care o folosește Marius. N-am luat niciun ban de la băieți, nici contract n-am făcut, dar e suficientă. Și ce vroiam să vă spun, litrajul portbagajului, pentru oamenii care vor să se laude tot în spatele blocului, jumătate tonă, frate meu. Jumătate tonă. Nu știi ce înseamnă? 500 de litri, adică. Dacă nu e loc aici, dacă nici aici nu e loc, ia-ți, frate, o dubă, ia-ți un ducat, o daily și-ți faci treaba cu el. Tot la băieți. Hați să te încalți. Știi ce zic? Țiplă. Se și suge, dacă ai probleme. Da, hai să mergem cu dânsa, să-i tragem șpanete. Hai. Bine ați venit la bordul... Aoleu, te-ți facem serviciu. Aoleu, nu mai avem motorină. Aoleu. Dar e realitatea. E ok. E bine așa. Bun, drive și am plecat. Aoleu, cum plec, mă, fără să reglez oglinzi, da? Totul e pe mine, mă, că mă îmbracă mașina asta aici, nebun. Unde știu din discuțiile noastre cu Sheremet că BMW nu o să renunțe la motoarele diesel, sau cel puțin nu o să renunțe la motoarele diesel pentru mașinile puțin mai scumpe. Lucru care nu-i cazul aici, din punctul meu de vedere, prețul acestei mașini este de doar 26.900 de euro, TVA inclus. Și mare atenție, dacă mergeți la vânzătorii mei preferați de aici la Țiriac Autorulate și le ziceți că sunteți prieteni cu mine, poate vă mai dau și un discount, dar asta rămâne de văzut. În sfârșit, nu despre asta vreau să vorbim, cert e că i-am dat doiul și i-am translat. Ia uite-mă! Sistemele funcționează, accelerează, schimbă ea sau schimb eu, ce vrei să spui? Bine că nu suntem în oraș, suntem în zona aia închisă a traficului și unde putem să depășim limitele normale cu care se circulă în oraș, nu punem pe nimeni în pericol, dar mașina, na, vezi tu, când mă simt eu aici la volan și cu scaunul ăsta care mă îmbracă el așa cu aripioarele lui și pot să-mi țin și cotul pe fața de ușă care e îmbrăcată în piele și celălalt cot aici pe cotieră care este foarte generoasă, nu știu dacă am apucat să vă arăt. Aoleu, are Marius aici baterii la încărcat, că avem mult de filmat astăzi și eu mult de vorbit. Da, spuneam că atunci când sunt aici la volan, mi este imposibil să nu-i trag o inferioară și să accelerez, pentru că BMW-ul, din punctul meu de vedere, construiește mașini sport. Nu te lasă să stai liniștit mașina. Nu te lasă, așa e ea. Nu știu dacă ați văzut ce am făcut. A, domnul e începător. A, merge înainte. Am înțeles. Nu e problemă. Probabil că de asta l-a derutat și pe el mișcarea mea în trafic, pentru că am semnalizat. Lucru care e destul de rar văzut la modelele astea. E o glumă, trebuia să o fac. N-aveam cum să nu o fac. Adică nu trebuie să fiți hateri și să o luați ad literam. Știu că voi, toți urmăritorii noștri, semnalizați de fiecare dată când ocoliți și o groapă. Deci nu se pune problema. Acum înțeleg eu de ce nu semnalizează oamenii, pentru că uite, dacă dai un click aici pe semnalizare, ea nu se mai oprește. Și atunci ți-e frică că te faci drept, după aceea semnalizezi dreapta, stânga, bă, cum o oprezi, mă? Știi? E foarte simplu. După ce ai dat click-ul ăsta, îi dai o dată înapoi și gata. Dar ce să vorbim de semnal când avem aici? Uite, uite cum arată. Sper că vezi așa ambientul. Aoleu, era să nu semnalizez. Cred că de-abia aștepta să nu semnalizez odată. Da, ce să spun, mașina se conduce frumos, direcția merge ușor, nu mi se pare deloc zgomotoasă în interior pentru un motor diesel. Culmea, și suspensia pare destul de prietenoasă la trecerea peste acest speed bump. Bineînțeles că o conduc cu o mână, ziceți mersi că nu țin volanul așa. Adică, na, că aș vrea să mă adresez proprietarilor de BMW, să se uite și ei la noi la canal, să dea și ei urmărește, subscribe, share masiv și toți băieții, ca să facem și noi bani mulți de tot și să ne luăm Lamborghini. Asta e, eu asta îmi doresc, să-mi iau un Lamborghini din YouTube. Da, trecând peste glumele clasice, pot să vă spun că mașina asta are senzor de lumini pe funcția de automat, mașina prinde și stinge farurile în funcție de nevoie, avem pilot automat, fază lungă automată care se stinge atunci când vine o mașină din față, clapetele pe volan, pilot automat care poate fi acționat iarăși din butoanele de pe volan, care aici, la modelul 2016, sunt butoane. Sunt butoane, există, sunt ele butoane, se cojesc, le iei, le schimbi, le rupi, le pui, le apeși pe ele, fac clic-clac, butoane. Să nu mai fie cu lucruri tactile și așa mai departe, că nu suport. Dar asta este doar părerea mea. Butonul de pornit, motor,
Putem să dezactivăm și chestia asta cu oprirea motorului la semafor, dacă ne deranjează. Clima bizonică, cum ar zice concurența. Clima bizonică, deci puteți să vă reglați temperatura pe două zone. Sfatul meu este să nu încercați mai mult de 3 grade diferență, pentru că nu cred că mașinile poate să facă diferențe atât de mari. Butoanele pentru radio CD și display-ul infotainmentului, care poate fi comandat de aici, din rotița asta pe care toți pasionații de BMW o cunoașteți și probabil că știți mai multe lucruri despre mașina asta, pe care mi le veți spune în comentariile de pe YouTube, unde eu n-am vorbit probabil de diverse lucruri. Ce vreau să vă mai arăt este că mașina asta, dacă avem probleme de genul ăsta și nu ne crede lumea, ne arată aici kilovați, adică cai putere, care se transformă ori 1,36, iarăși am învățat ceva gratis, și newton metru. Ia uite, câți cai am folosit noi la această accelerație și câți newton metru. Asta e un lucru bun, să ne dăm seama de fapt de ce mașini avem nevoie la stilul nostru de condus. Pentru că există posibilitatea să conduci mașina asta, care dezvoltă 258 de cai, o săptămână în oraș și să nu folosești probabil mai mult de 60 de kW, de exemplu, pentru că n-ai nevoie în depășiri, nu simți nevoia să accelerezi puternic, nu ești un om care mașina asta trezește în el condusul sportiv. Și atunci vă dați seama că probabil nici n-aveați nevoie de un motor de 3 litri, probabil că și cel de 2 litri vă satisfăcea nevoile foarte bine. Dar, cum zic eu și îmi place să spun că așa e bine și e vorba românului, mai bine să ai decât să n-ai, tătecule! Materiale. Vreau să vă vorbesc despre materialele care sunt folosite în această mașină și să vă spun că textura este compusă din... Nu, Doamne ferește, nici nu știu atât de multe cuvinte elevate și nici nu cred că m-aș adresa cui trebuie. Dar, în sfârșit, ideea este că fața de ușă e mega decentă, nu este atât de aspră pe cât mi-aș fi dorit eu să fie, pentru că Marius nu poartă centura de siguranță, mașinile de test drive. Bun, și spuneam că fața de ușă este dintr-un material moale, calitativ. Aici avem piele, pe armrest, bineînțeles, piele, cotiera piele. Nu deținem opțiunea de a fi încălzit în acest model, dar există la BMW mașini care încălzesc și fața de ușă și jumătate de cotieră. În schimb, aici, la această mașină, avem volanul încălzit, lucru de care uitasem să vă menționez. Scaunele încălzite față, bancheta spate încălzită, deci putem să spunem că suntem pregătiți așa ca un pachet de iarnă, pentru că tot vine iarna. Mai trebuie doar anvelopele de iarnă. Mă bucur și eu de ea acum că 258 de cai nu prins toată ziua la review. Și accelerează frumos. Zgomotul produs de motor mi se pare elegant, chiar și sportiv, pe alocuri. N-am umblat la stilul de condus, confort, sport și așa mai departe. Acum am schimbat un pic pe dynamic driving și mi-arată că mașina și-a schimbat comportamentul în ceea ce privește răspunsul motorului, al amortizoarelor și al direcției. Într-adevăr, mașina este mai rigidă, direcția este mai precisă și răspunsul accelerației este brutal, doamnelor și domnilor! Noroc că avem circuite de teste peste tot pe unde mergem, că altfel ne-ar omoră oamenii. Bun, asta așa că mă întreabă Marius, care el nu se aude în episod, mă întreabă și zice, bă, ce nu-ți place ție la modelul ăsta de mașină? Bă, mi-e greu să spun, trebuie să inventez ceva acum pe loc, ce nu-mi place la mașina asta. N-am nimic care mă deranjează în mod obsesiv să spun, domne, dacă nu stăteam cu piciorul aici, mă loveam și făceam și nu văd de stâlp care construi greșit și așa mai departe. Nu sunt lucruri de genul ăsta, o consider o mașină corectă, dintr-o clasă medie super ok. Nu-mi place spațiul interior. Consider că BMW duce lipsă de mașini spațioase la interior, în detrimentul concurenței. Din punctul meu de vedere, cu copil, cu cărucior, cu bagaje, cu tot felul de lucruri, mi se pare destul de orientată spre sportivitate și construită pe mine, așa, pe șofer, știi? Asta ca să fiu super cârcotaș și să găsesc ceva ce nu-mi place. În rest, mașina este o mașină corectă, la un preț corect, din punctul meu de vedere, pentru o mașină second hand cu puțin kilometri, care poate veni cu garanție și așa mai departe, toate avantajele de la țiriac autorulat.
Dacă v-a plăcut episodul, vi se pare util, că v-am zis că aia cu anvelopele sau mai știu eu ce, vi se pare amuzant și așa, dați-ne și nouă like aici la episod, like sau dislike dacă nu v-a plăcut, pentru că așa putem să contorizăm cât de buni sau nasoi suntem în ceea ce privește glumele și informațiile utile pe care le dăm oamenilor. Share pe Facebook sau orice alte platforme doriți ca să ne vadă și alții, să afle de noi și să ne dea și ei cu hate sau cu love, depinde ce își doresc. Și share masiv acolo și urmărește, apasă pe urmărește, frate, nu pe subscribe că e complicat, urmărește, dai acolo abonament și de fiecare dată când noi postăm, ne-am dorit ca YouTube-ul să notifice toți subscriberii, dar se pare că nu toate lucrurile sunt perfecte pe lumea asta și nu se întâmplă asta. Asta e, trăim și așa, nu-i problemă. Oprește că mi-e foame.